Pe Arcana am început deja să-l vedem și pe străzile din România. Așadar, de ce am venit tocmai până în Bulgaria? Păi, pentru că avem la test o versiune hibridă, Arcana E-Tech. Nu sunt modificări față de o versiune standard. Avem aceeași filozofie de design, cu LED-urile astea sub forma literei C, cu aceleași culori aprinse pentru caroserie, cum este și acest portocaliu Valencia dedicat exclusiv versiunii RS Line, și cu un acoperiș contrastant de culoare neagră. Renault Arcana măsoară 4,6 metri, adică e poziționat undeva între Koleos și Kadjar, însă nu are nicio legătură cu acestea, pentru că el este dezvoltat pe platforma lui Clio și a lui Captur. Vine cu jante de 17 sau de 18 inci și are o gardă la sol de 20 de centimetri, ceea ce e foarte bună pentru un SUV, doar că mașina asta n-are 4x4. Privind din spate, Renault Arcana e un fel de Nicki Minaj, dar cu picioarele pe pământ, pentru că are un preț mult mai accesibil decât rivalii săi premium. În spate avem aceeași filozofie de design, un fund bombat și în spatele haionului avem 513 litri pe versiunea benzină, însă pe versiunea hibridă, cea pe care o testăm noi, valoarea portbagajului scade la 480 de litri. Atunci când te-ai urcat într-un SUV coupé, trebuie să ai grijă la cap, să nu te mângâie ceva în creștet. Însă, în Arcana, poți să stai liniștit. Uite, eu am 1,80 și nu mă simt amenințat de plafonul ăsta ușor aplecat. La nivelul picioarelor ai spațiu decent. Renault ne-a obișnuit cu interioare prietenoase și Arcana nu face excepție. Te simți extrem de plăcut imediat ce ai urcat la volan. Asta și pentru că ai multe materiale moi și prietenoase, inclusiv pe fețele ușilor. Pentru că vorbim despre o versiune RS Line, avem această inserție care imită fibra de carbon. Scaunele au și ele aceste cusături roșii, avem acest levier special pentru versiunea hibridă E-Tech și, bineînțeles, avem ergonomia consacrată a lui Dacia Duster. Renault și-a făcut temele la capitolul tehnologie, pentru că Arcana Hybrid vine în standard cu un ecran de 7 inci pentru instrumentarul de bord. Opțional îl puteți alege pe acesta de 10 inci, ca al meu, care vine și cu 3 moduri diferite de afișaj. În centrul planșei de bord puteți avea tot standard pe Arcana Hybrid un ecran de 7 inci, dar eu zic să mergeți pe opționalul de 10 inci, care arată ca o tabletă verticală. Se mișcă foarte bine, are un meniu intuitiv și bineînțeles că vine cu Apple CarPlay și Android Auto. Vă spuneam că am venit în Bulgaria ca să testăm Renault Arcana, dar nu orice fel de Renault Arcana, un Renault Arcana Hybrid. Versiunea hibridă se adresează celor care vor un Arcana ceva mai economic și pe care vor să-l utilizeze mai mult în oraș. Și o să vă explic imediat de ce. Mașina vine la pachet cu un sistem hibrid de 145 de cai putere, compus din următoarea rețetă. Avem un motor pe benzină de 1,6. I got the cash in the bag, stadium pack. Born a rockstar in this life, gon' live it up on the attack. Da, de alte două motoare electrice. Împreună, v-am zis, 145 de cai putere și un cuplu generos, pentru că mașina se mișcă destul de bine. Cu toate acestea, instalarea unui sistem hibrid pe Arcana a făcut ca mașina asta să fie cu vreo 99 de kg mai grea decât versiunea pe benzină de 140 de cai. Cele 99 de kilograme se simt. E ca și cum ai avea doi pasageri în spate tot timpul. Asta înseamnă că motorul de 1,3 litri cu 140 de cai o să fie ceva mai fâșneț atunci când mergeți cu el pe autostradă. Hibridul este și el fâșneț, însă mai mult în oraș. Pe autostradă gâfâie ceva mai devreme. Sistemul ăsta hibrid este conectat la o transmisie extrem de inteligentă. Se numește multimodală și mulți ar putea o confunda cu un CVT, dar nu e un CVT pentru că e ceva mult mai alambicat, fără ambreiaj. Ca să înțelegeți, cutia asta de viteze a fost inventată de un inginer
Renault într-o seară de Crăciun, când se juca cu băiatul lui cu niște piese de Lego. A construit macheta acestei cutii din piese de Lego. Renault Arkana este un hibrid, nu un plug-in hibrid. Asta înseamnă că bateria nu e atât de mare încât să-i permită să meargă electric foarte mult timp. Bateria are doar 1,2 kWh. Ca să înțelegeți, un plug-in hybrid are o baterie de cel puțin 13 kWh. Cu bateria asta, Renault Arkana poate merge 100% electric doar vreo 3 km. Însă, bateria asta e tot timpul încărcată de motorul convențional și de frânările sau decelerările tale. Prin urmare, ea se încarcă tot timpul și tot timpul vei pleca de pe loc electric. Ceea ce e un mare avantaj în oraș, pentru că știm cu toții, atunci când pleci de pe loc, consumi cel mai mult carburant. Mulțumită acestui sistem hibrid, Arkana poate rula în proporție de 80% electric în oraș. Bineînțeles, atunci când ai cam rămas fără suc în baterie, mașina devine ușor molcomă, pentru că nu mai e motorul ăla electric să pună umărul la treabă. Și o să simți asta pe distanțe lungi, dacă drumul tău e tot timpul în urcare. Renault Arkana E-Tech, adică versiunea hibridă, consumă cam cu vreo 2 litri mai puțin în afara orașului decât motorul de 1,3 litri și 140 de cai. Cu Arkana am scos undeva la 6,5%, însă nu e important consumul extraurban, este important consumul urban, pentru că acolo mașina poate merge mult timp electric. Și Arkana E-Tech m-a surprins cu o valoare de numai 5,8 litri la 100 de km. Motorul începe să fie prezent în habitaclu atunci când... acum sună ca un CVT. Absoarbe foarte bine denivelările și gropile, însă mai sunt unele imperfecțiuni care transmit șocuri zdravene în suspens. Mie îmi plac foarte mult SUV-urile coupe. Îmi place fundul ăla bombat, îmi place să le pipăi. Mă, dar când te uiți în oglinda asta retrovizoare și nu vezi mai nimic, vezi o lunetă atât, parcă te-ai întoarce la SUV-urile normale. Arkana Hybrid pleacă de la 25.900 de euro. Însă, dacă vreți nivelul de echipare RS Line, cel pe care îl testez și eu astăzi aici în Bulgaria, trebuie să scoateți din buzunar vreo 30.500 de euro. Din banii ăștia o să mai taie statul cu niște bonusuri. Cert este că poți cumpăra cu mai puțin de 30.000 de euro un SUV coupe foarte atrăgător și bine echipat. Poate și de aceea 10.000 de oameni au plătit deja avansul pentru un Arkana din martie până în prezent.